Ieri seară, trei echipaje de pompieri s-au deplasat de urgență în comuna Malovăz după ce o casă a izbucnit în flăcări. În urma incidentului, o femeie de 60 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce ar fi suferit un atac de panică. Incendiu în Comuna Malovăț. Trei echipaje de pompieri și o ambulanță zmurt au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea 23 august. La sosirea pompierilor, focul ardea în două încăperi. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la întreaga locuință, incendiul fiind stins în limitele găsite. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Dropetatul nostru Severin au intervenit miercuri seara cu două autospeciale de stingere și o ambulanță smort pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință în localitatea 23 august. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la bunurile din două camere ale locuinței. Popierii au localizat și stins incendiul în limitele găsite, împiedicând de extinderea flăcărilor la întreaga construcție. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de un scurt circuit electric produs de un conductor electric defect. Paramedicii Smurd au monitorizat o femeie în vârstă de circa 60 de ani care a suferit un atac de panică ulterior, aceasta refuzând transportul la spital. Au ars obiecte de mobilier, aparatură electrocaznică și electronică, dar și materiale textile. Totodată, pompierii mehedințeni au intervenit în ultimele 24 de ore la 13 situații de urgență.